Bine v-am găsit, dragii noștri! Sunt față în față cu domnul dr. Ștefan Oprea, medic-oftalmolog și asistent universitar la Universitatea de Medicină Carol Davila din București. Bine ați venit, domnule doctor! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Cu mare drag! Astăzi o să vorbim despre strabism, iar întrebarea care ne-a fost adresată pe diferite rețele de socializare a fost dacă strabismul este ereditar sau este căpătat de-a lungul timpului, în primii ani de viață. De cele mai multe ori, de fapt, este congenital. Ereditar ar însemna cumva moștenit. E congenital, pacientul se poate naște cu acest strabism. Desigur, poate să și apară ulterior și sunt mai multe scenarii în care poate apărea. Uneori, există posibilitatea ca din cauza unui viciu de refracție, adică o dioptrie foarte mare cu plus sau cu minus, unul din ochi să fie mai leneș. Asta poate cauza strabism, adică ochiul respectiv nelucrând cum trebuie poate avea ușor, ușor în timp o ușoară deviație către interior sau către exterior, adică divergență sau convergență. Dacă apare așa ceva, este clar că din cauza dioptriei. Poate fi și reversul, adică să fie un ochi mai leneș din naștere, fără a avea o dioptrie mai mare decât celălalt ochi sau diferită cu mult. Da. Și din cauza strabismului, ochiul să devină leneș. Am deci înțeles. Lucrurile pot fi influențate în ambele sensuri. Ochiul a devenit leneș pentru că era strabic sau a devenit strabic pentru că era leneș. Cauză și efect, efect cauză și cauză. Cauză și efect, efect și cauză, ambele scenarii sunt posibile. Deci există și posibilitatea ca pacientul să se nască cu ochii drepți amândoi, doar că unul din ochișori să fie mai leneș și să devină strabic ulterior. Am înțeles. De asta este foarte important ca în prima parte a copilăriei, chiar și la 2 anișori, părinții să se ducă cu copilașul la control. Un control, acum e aparatură total neinvazivă, pacientul, copilașul poate fi ținut în brațe de părinți, există niște aparate în care medicul de la distanță îi măsoară dioptria, măcar orientativ copilului, și își poate da seama dacă ar putea avea sau nu o problemă. Desigur, ulterior, în viața de adult, pot fi și diverse accidente vasculare, traumatisme care pot duce la strabism. Ce facem cu strabismul ăsta? Îl ducem pe picioare, îl corectăm sau îl operăm? În prima parte a vieții, dacă am spus că se poate naște copilașul cu un ochi leneș, este bine să facă niște exerciții. Unul dintre ele, de exemplu, presupune să punem un ocluzor, să acoperim ochiul sănătos pentru a forța ochiul mai slab, ochiul leneș, să focalizeze și să-l ducem cât mai aproape de puterea celuilalt. În afară de lucrul ăsta, purtarea ochelarilor corecți poate ajuta la corectarea strabismului. Fie o corectare definitivă, fie măcar o corectare în timpul utilizării ochelarilor. Depinde și de cât de grav este strabismul, cât de grav este ambliopia, adică cât de slab vede ochiul respectiv, astfel încât uneori se poate corecta total, mai puțin sau deloc. Desigur, există și opțiunea ulterior, opțiunea chirurgicală, în care pacientul poate fi operat și să se stabilizeze cumva, să aibă o privire dreaptă, da? Ortoforie. Spuneți-mi, vă rog frumos, domnule doctor, trebuie să aibă neapărat minus 5, minus 6, adică o dioptrie mare ca ochiul să poată fi operat de strabism? Minus nu 5. Este nicio legătură. Deci nu are nicio legătură. Asta spusesem și la începutul discuției. Da, știu, sunt da, și pacienți care se nasc cu un ochi mai leneș. Totul arată perfect din punct de vedere anatomic. Dioptria este la fel ca la ochiul celălalt, poate puțin diferită, plus minus 0,25. Sunt foarte multe exemple de acest gen. Și în acel caz, de exemplu, avem o dioptrie normală. Pur și simplu, din cauza faptului că ochiul este mai leneș, poate devia. Nefiind o regulă asta, bineînțeles. Spuneți-mi, în cât timp se vindecă? Adică am venit la operație, după cât timp pot să aș văd? Putea să vedeți rezultatele. Să vă rezultatele. Este imediat, pentru că este o operație mecanică, practic. Iei un mușchiuleț și îl coși un pic mai încolo, astfel încât să fie drept ochiul. Nu e un lucru în care trebuie să aștepți rezultatul în timp. Se va revedea rezultatul. Bineînțeles că vindecarea durează puțin. Dacă îmi spun vindecare, mă refer la edemațierea zonei, ecchimoze și așa mai departe. Partea estetică și de umflătură și ce mai se întâmplă perioperator.
dar altfel ca și rezultat se vede imediat. Am înțeles. Deci, părinți, duceți-vă cu copiii voștri la Prevenția medic. este cea mai importantă. Prevenția e cea mai Din importantă. fragedă copilărie, duși la oftalmolog pentru verificări periodice și apoi, desigur, nu trebuie neapărat să fie anual, dar asta veți stabili cu medicul dumneavoastră. La început mai des, ulterior, dacă copilașul este bine, probabil în fiecare an înainte de a începe școala și tot așa. Mulțumim frumos, domnule Cu doctor. drag!